ziua, vreți să stați de vorbă și cu noi? Care sunt principalele dumneavoastră preocupări, griji în viitorul apropiat? Grijile mele, în primul rând, sunt foarte dezastruoase, la pământ. Dacă n-ar fi să lucrez toată ziua, din zori până în noapte, m-aș plictisi de mult. Și atunci singura soluție ar fi un amant ca doamna cea, Darley. Altceva? Nimic. Tu ai altceva să-mi spun? Salutare, popor! Nu contează cine votează. Contează cine numără voturile. Cocoș, numără cine hotărâ noi să numere. Noi? Care noi? Că suntem mai mulți. Eu zic să mergem înăuntru. Că e mai răcoare și nici nu ne citesc dronele pe buză. Hai, fă să mergem! Du-te și vă bagajele! Hai, mișcă-ți curul, că te las aici! Eu și echipa mea avem un principiu. Nu mințim. În politică și diplomație e de preferat să te ferești de adevăr și de minciună. De primul nu poți să te ții și de cealalt nu poți să scapi. Eco! Deci despre sex vorbim cu toții. Ca și în politică, e vorba de cine pe cine rade. Mie îmi place. Ne, nu. Paradești niște interese de care nu știi. Interese care scutură pomul ăla în care culești tu și după aia pici în freză. Mă scuzează, să mor eu dacă înțeleg. Eu ce trebuie să fiu? Un fel de Vlad Țepeș sau Mahatma Gandhi? Să fii Țepeș corcit cu Gandhi. Na! Eu n-abia aștept să merg la shopping cu antemergător, cu girofar.